Salut! Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Cătălin, iar astăzi avem la review boxa portabilă JBL Xtreme. În cutie găsim boxa, certificatul de garanție, manualul de instrucțiuni, un ghid de conectare rapidă, alimentatorul, un cablu de alimentare pentru prizele din Europa și unul pentru cele din Marea Britanie, alături de o curea pentru transportul boxei. Construcția exterioară este realizată în mare parte din cauciuc, îmbrăcat într-un material textil ce îi oferă un aspect foarte plăcut și arată că cei de la JBL nu fac rabat atunci când vine vorba de calitate. JBL Extreme are o structură compactă și ușoară, având doar 2 kg, dar care surprinde prin claritatea sunetului, ce este dată de cele două difuzoare câte 20 de vați fiecare și două tweetere. De asemenea, boxa încorporează o baterie lithium-ion de 10.000 de mAh, care se încarcă în 3 ore și jumătate și oferă până la 15 ore de redare muzicală. În plus, bateria poate încărca simultan două dispozitive la 1A sau unul singur la 2A. În partea de sus regăsim butonul de pornire, alături de butonul JBL Connect, butoanele de volum, butonul pentru Bluetooth și un buton pentru a porni și opri muzica. Ca și conectivitate, JBL Extreme dispune de portul pentru alimentator, două porturi USB pentru încărcare, un port jack de 3,5 mm în cazul în care vreți să redați muzica prin cablu și un port micro USB folosit doar la actualizarea de firmware. Cu ajutorul sistemului JBL Connect puteți sincroniza până la 3 boxe care dispun de această funcție, amplificând astfel volumul. Conexiunea Bluetooth 4.1 permite o distanță suficientă față de telefon sau laptop, astfel încât nu veți pierde semnalul audio. În cazul în care vreți să luați boxa la plajă, nu vă fie frică de picăturile de apă ce ar putea să o afecteze. JBL Extreme fiind rezistentă chiar și sub de apă de la robinet. În încheiere, vă mulțumesc pentru atenție, dacă v-a plăcut dați un like, nu uitați să vă abonați, verificați descrierea pentru mai multe linkuri utile, iar noi rămâne să ne vedem data viitoare. Eu am fost Cătălin și vă doresc o zi excelentă!